de această dată ați dat curs invitației noastre și sunteți alături de noi pentru a prezenta datele actualizate privind derularea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. Ofer cuvântul domnului Alexei Cepan pentru a veni cu informația actualizată. Bună ziua! Vin să felicit toate persoanele care au fost vaccinate cu o doză sau cu ambele doze și sunt responsabile în prevenirea bolii COVID-19 și a fost demonstrat pe săptămâna trecută că putem face mult mai mult și întotdeauna obiectivele noastre pot fi atinse dacă suntem uniți și venim la vaccinare și suntem îndemnați și de către specialiștii din sănătate publică pentru a face acest lucru cât mai repede posibil, deoarece fiecare dintre noi este și poate fi o sursă pentru cei apropiați și doar prin vaccinare putem preveni acest lucru. La moment avem înregistrate 416.814 doze, adică jumătate din dozele care au fost livrate în Republicii Moldova, practic, au fost administrate, dintre care avem 340.151 de persoane vaccinate cu o doză, ceea ce reprezintă aproximativ peste 10% din populația generală este vaccinată și persoanele vaccinate cu două doze sau complet vaccinate reprezintă 2,2%. Aceste proporții sunt efectuate în baza numărului de populație, inclusiv și pentru cei aflați în regiunea transnistriană, adică aproximativ în jur de 3,5 milioane de persoane. Am mai spus că avem în total în Republica Moldova deci livrate peste 886.000 de doze și 50% din aceste doze fiind administrate, deci avem stocuri la nivel de centre de vaccinare și la nivel de centre de sănătate publică care pot asigura în continuare procesul de vaccinare, astfel că vaccinurile sunt prezente la centrele de vaccinare atât de nivel urban sau de nivel rural. Deci fiecare dintre noi se poate programa la vaccinare prin intermediul online sau poate apela medicul de familie pentru a se vaccina sau chiar poate fi îndemnat să plece direct la centrul de vaccinare pentru a fi vaccinat. Programarea la vaccinare online se face pe pagina vaccinare.gov.md, astfel că fiecare persoană, doar introducând ITNP-ul, își poate alege centrul de vaccinare, data, ora și să plece la vaccinare cu documentul confirmativ, care poate fi descărcat și poate fi trimis și pe adresa de e-mail. Vorbind despre cifre la nivel de săptămâni, deci avem în jur de peste 100.000 de doze administrate săptămâna trecută, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de săptămânile precedente. Avem și un număr de persoane care au fost vaccinate în cadrul maratoanelor de vaccinare și după câte cunoașteți, deci în cadrul maratonului de vaccinare a Universității de Stat, Medicină și Farmacie au fost vaccinate în jur de 4.000 de persoane și cel din cadrul Palatului Republicii care s-a desfășurat weekendul trecut a fost de peste 5.000 de persoane. De asemenea, au fost efectuate și echipe mobile în cadrul autobuzelor și trolebuzelor din municipiul Chișinău, unde au fost vaccinate persoanele în afara centrelor de vaccinare, o posibilitate inedită pentru toți locuitorii și chiar care reprezintă un moment important în creșterea conștientizării importanței vaccinării împotriva COVID-19. De asemenea, astfel de maratoane și astfel de inițiative
sunt deja puse în plan pentru alte teritorii administrative, deci nu ne limităm doar cu aceste maratoane, lucrurile vor lua o altă amploare în viitorul apropiat. Vorbind despre evenimentele adverse post-imunizări, deci în total avem o proporție de 0,33% sau 1376 de evenimente adverse care au fost înregistrate, dintre care 94,4% sunt forme ușoare, deci practic toate din ele sunt forme ușoare și doar 78 de evenimente adverse post-imunizări sunt forme moderate, adică o febră mai mare de 38,5 și o reacție alergică, fără careva forme severe înregistrate la moment. Vrem să aducem la cunoștință fiecărui cetățean despre evenimentele adverse care pot apărea în urma vaccinării și este un lucru destul de normal să avem acest răspuns imun care este caracterizat printr-o febră, prin dureri musculare, prin cea slăbiciune pronunțată. Deci nu trebuie să ne temem de astfel de evenimente adverse. Ea ne reprezintă deci, răspunsul imun și că organismul nostru are capacitatea de a preveni boala COVID-19. Vin și cu careva detalii referitor la disponibilitatea vaccinurilor în țară și loturile care urmează a fi recepționate. Deci, în total, vor fi livrate Republicii Moldova în jur de 45.000 de doze prin platforma COVAX și este așteptat acest lucru săptămâna aceasta, deja este confirmarea. Sperăm că să nu fie cu careva depășiri de termen. Posibile alte loturi care vor fi livrate Republicii Moldova sunt în negocieri cu platforma COVAX pentru diferite tipuri de vaccin și de asemenea negocierile cu unii producători care sunt la stadii destul de avansate efectuate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Nina Revencu, vă rog foarte mult. Stimată audiență, venim cu un mesaj de salut pentru toți părinții, pentru toți copiii din țară, cu prima zi de vară și cu Ziua Internațională a Copiilor și prin acest mesaj dorim ca toți copiii din țară să fie sănătoși și să aibă o vară cât mai însorită și mai benefică, în așa mod, la 1 septembrie ne dorim cu toții să revenim în sălile de studii, la școală, în grădinițe, în mod normal, dar de aceasta depinde, această situație depinde de fiecare din noi, cât de activ vom merge la vaccinare și cât de bine vom respecta acele condiții impuse în condiții de pandemie. Tradițional venim cu datele actualizate despre vaccinarea la nivel global, de astfel dozele administrate în toată lumea deja sunt 1,84 miliarde, echivalent a 24 doze pentru fiecare 100 persoane. Și sigur că această cifră s-a reflectat și asupra dinamicii cazurilor noi de infectare cu COVID-19 la nivel global. Cazuri noi au scăzut cu 17%, decese cu 10%. Republica Moldova se plasează, aș fi zis, într-un loc destul de bun, ce ține de rata vaccinării cu cel puțin o doză și rata vaccinării complete, în comparație cu țările care și-au început campania de vaccinare în același timp ca și noi, poate chiar mai devreme. Deci Moldova 10%, rata vaccinării complete 2,2%, cum a fost anunțat deja. Ucraina 2,3% rata vaccinării cu cel puțin o doză și 0,3% rata vaccinării complete. Rusia 11% vaccinați cu cel puțin o doză, 8,2% rata vaccinării complete. Și mai puțin, mai cifre mai modeste sunt în Georgia, Belarusia, Armenia,
care Armenia, spre exemplu, rata vaccinării cu cel puțin o doză constituie doar 0,9% și nu sunt persoane complet vaccinate. Alte informații, la fel salutabile și un mesaj bun pentru copiii noștri, și vorbesc de copii din adolescență. Agenția Europeană pentru Medicamente a aprobat primul vaccin COVID-19 pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Deci acest vaccin este aprobat și recomandat pentru toți copiii care sunt sănătoși. El deja este aprobat, vaccinul, vorbesc de vaccinul Comirnaty, este vaccin deja aprobat pentru utilizarea la adulți cu vârsta după 16 ani. Efectele acestui vaccin au fost investigate la circa 2260 de copii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani. Din cei 1005 de copii care au primit vaccinul, niciunul nu a dezvoltat boala COVID-19, comparativ cu 16 copii din 978 care au primit injecția falsă. Deci a fost un studiu caz control, ORG. Aceasta înseamnă că în acest studiu vaccinul a fost 100% eficient în prevenirea COVID-19, deși rata reală, notează Agenția Europeană pentru Medicamente, ar putea fi între 75% și 100%. Totodată, acest comitent a menționat că din cauza numărului mic a pacienților, a voluntarilor incluși în studiu, studiul nu a putut detecta cele posibile efecte secundare rare, de aceea comitetul a menționat că toate momentele ce țin de efectele foarte rare, cum ar fi miocardita, inflamația mușchiului cardiac sau pericardita, inflamația membranei cardiace, care pot apărea după vaccinare cu Comirnaty, în principal la persoanele tineri. Tinerii trebuie să fie monitorizați. Deci copiii pot merge la vaccinare doar cu atenție și cu supravegherea în perioada post-vaccinare. La fel, este o informație din data de 25,5 a FDI, Statele Unite ale Americii, care a emis un raport cu descrierea unor practici bune în prevenirea COVID-19. Vorbim de țara cum este Coreea de Sud. Și guvernul Coreei de Sud a stabilit 4 principii pentru societate. Posibil și aceste principii pot fi aplicabile pentru orice țară. Deci prima este deschiderea țării, menținerea frontierelor și societatea deschise, fără interdicție de intrare generală și măsuri obligatorii de blocare în țară și dacă este spus carantină, atunci într-adevăr se respectă această carantină. 2. Transparență. Divulgarea completă și promptă a datelor privind tendințele COVID-19 la nivel global și intern, împreună cu toate informațiile despre deciziile și strategiile guvernamentale, locale, dar și internaționale. Practic și noi respectăm această tendință, acest principiu. 3. Angajament civic. Deci implementarea politicilor bazate pe comunicare clară și participarea cetățenilor. Și 4. Inovații, abordarea rezolvării creative a problemelor și a răspunsurilor rezistente și flexibile, bazate doar pe dovezi științifice, pe dovezi clare din studii și din recomandările experților. De aici îndemnăm încă o dată populația să fie sigură și să se informeze din sursele clare, oficiale, să evite acele informații care sunt foarte multe acum în rețele de socializare și în alte surse, așa numitele informații false, care la prima vedere, chiar și pentru mine, ar părea că sunt destul de credibile, dar după ce analizez, vezi că aceasta este o informație falsă. Deci mesajul este clar. La moment suntem în etapa în campania de vaccinare, care este cea mai sigură și eficientă măsură, metodă de reducere a riscului de infectare în populație și de a dezvolta o formă severă de boală. Mergem la vaccinare, ne informăm din sursele, cum am zis, oficiale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Nu ezităm și ne adresăm medicului de familie și vedem care sunt condițiile și care, dacă suntem eligibili pentru vaccinare. Atenție pentru persoanele care sunt cu maladii cronice, atenție la stabilitatea acestor maladii și în caz că aveți o decompensare sau o insuficiență a unui sau altui organ, vaccinarea poate fi amânată până la stabilizare, dar dumneavoastră sunteți eligibili pentru vaccinare. Trecem la sesiunea întrebări. Răspunsuri, vă rog, colegi. Sabin, mă duc. Să ne spuneți, Daniela, Cotidiană TV, să ne spuneți dacă există o cifră cu privire la vaccinarea persoanelor la domiciliu. Dacă echipele mobile au înregistrat în oricare câte persoane s-au vaccinat. Persoanele beneficiază de vaccinare la domiciliu și anume cele care au dificultăți în deplasarea către centrul de vaccinare. Toate aceste persoane sunt deci, înglobate în numărul centrului de vaccinare per instituții. Astfel de date, desigur că pot fi dezagregate, doar că deci, necesită timp în obținerea acestor date de în cadrul centrelor de vaccinare. Deci, la moment, noi ținem cont de decizia experților din Statele Unite ale Americii, care au fost primii care au acceptat acest vaccin în această categorie de vârstă și Uniunii Europene, pentru Republica Moldova. În condițiile când numărul de acest tip de vaccin este limitat, sunt ca și prioritate intenție vaccinarea pacienților, cetățenilor cu vârsta mai mare de 18 ani. Când în țară va fi un număr suficient de vaccin, sigur că va fi inclusă și această categorie de vârstă. Mai urmează să avem ședința Comitetului Național de Experți în Imunizare, să vedem care sunt prioritățile și dacă acești copii, acești adolescenți pot fi incluși în programul de vaccinare. Cu siguranță, când vom avea un număr suficient de acest tip de vaccin, atunci vom extinde și vârsta de includere în vaccinare. Cum pot fi organizate maratoane și în alte localități? Da, aceasta se va întâmpla și săptămâna curentă. În raionul Briceni va fi organizat un astfel de eveniment. Mai sunt și alte teritorii care deci vor efectua în scurt timp, până ce avem confirmat cu raionul Briceni, la sigur. Doze suficiente pentru a organiza maratonul vor fi, în cazul în care vor fi necesare doze adiționale, astfel de doze pot fi livrate din cadrul Depozitului Național de Vaccinuri, din cadrul ANSP. Aici aș vrea să completez răspunsul domnului Alexandru Ceban, spunând că nu așteptăm maratoanele care se vor desfășura, că acestea nu sunt manifestări culturale, dar mergem la medicul de familie, mergem la centrele de vaccinare care sunt deja deschise în toate raioanele țării, sunt mai mult de 400 de centre de vaccinare în Republica Moldova, și toate vaccinurile sunt proporțional distribuite în țară și aceste vaccinuri vă așteaptă doar să mergeți la vaccinare. Câte doze de vaccin sunt acum disponibile ca prima doză pentru cei care doresc să se vaccineze? Deci avem în jur de 100.000 de doze disponibile pentru doza întâi, dar astfel de doze pot fi direcționate din următoarele livrări. Deci avem certitudinea că avem capacitate de a asigura persoanele cu doza întâi în continuare. Și ați spus că vor ajunge 45.000 de doze prin COVAX. Despre ce producător este vorba? La moment este confirmat producătorul AstraZeneca sau vaccinul Vaxzevria. Pot fi livrate deci, în următoarele zile aceste doze. Și câte femei
Această cifră la moment nu vă putem expune, din motive că Comitetul Național de Experți în Imunizare a primit decizia de a include în programul de vaccinare și femeile însărcinate și cele care alăptează doar săptămâna trecută și este decizia de comun cu experții și societatea ginecologilor și obstetricienilor din țara noastră. Ne-am referit la cele date care sunt deja expuse la nivel internațional, Organizația Mondială a Sănătății și societățile profesionale, cum ar fi Asociația Internațională a Obstetricienilor și Ginecologilor, care vin cu mesaj că femeile însărcinate și cele care alăptează pot fi vaccinate și se recomandă vaccinarea lor. Acele persoane care au primit prima doză în cadrul maratoanelor, USMFE Nicolae Testimițeanu, vor primi a doua doză la fel în acest centru, care va fi organizat în data respectivă. Ei cunosc, cetățenii cunosc la ce dată sunt așteptați pentru a doua doză, dacă este Pfizer, mai rapid, iar dacă este AstraZeneca, la 8 săptămâni după prima doză. Cei care au fost vaccinați în cadrul maratonului Palatul Republicii, la fel, în ultima informație este că municipiul Chișinău va organiza pentru a doua doză, anume pentru a doua doză cu Pfizer, în cadrul Palatului Republicii. Celelalte doze le pot primi în oficiul medicului de familie. Dar este posibil în general o astfel de variantă că ai primit prima doză într-o locație și a doua este în altă locație? Exact. Doar trebuie să vă programați și să vă informați în localitatea în care vă aflați, la medicul de familie sau la centrul de vaccinare din localitatea în care vă aflați. Și atunci, în Republica Moldova, liber, puteți primi și a doua doză. Doar să vă programați ca această doză să fie distribuită pentru dumneavoastră și să nu fie o incomoditate pentru dumneavoastră când vă veți prezenta în data respectivă și nu veți avea această doză. Da, despre doze vreau să întreb, în acest caz, cum sunt ele livrate instituțiilor? Este strict nevoie de o programare prealabilă și dozele necesare supra se livrează în acea instituție, da? Exact. Totul depinde de momentul planificării. Deci dacă v-ați planificat, v-ați programat, v-ați informat, practic, acele centre de vaccinare cunosc deja care sunt persoanele, câte persoane au mers la prima doză și ei și-au planificat această doză pentru data respectivă și vă rugăm să veniți dacă e posibil în acea dată în care v-ați planificat sau să informați medicul de familie și centrul de vaccinare că nu veți putea veni în această dată sau în altă dată. Vă planificați pe platforma vaccinare.gov.md și în așa mod dozele vor fi securizate pentru dumneavoastră. Vreau să vă întrebăm și ce marjă de timp au persoanele pentru a veni la doua doză dacă cumva nu reușesc în ziua în care i s-a menționat. Pentru Pfizer, intervalul între doze este 28 de zile și poate fi și mai mult, 5 o săptămână, mă rog, din vari motive. Pentru AstraZeneca acest interval este cu mult mai mare, este mai flexibil. Noi recomandăm, bazat pe studiile științifice, intervalul sau doza a doua să fie administrată la 8-12 săptămâni, deci vedeți că este un interval destul de mare. Doar că am mai zis-o că în cazuri când sunt momente individualizate sau cazuri individualizate, noi putem să urmărim aceste indicații a producătorului unde este scris că a doua doză poate fi indicată în situații excepționale de la 4 săptămâni. Doar că dacă veți administra această doză la 4 săptămâni, aveți riscul să nu dezvoltați acel procent de anticorp cum este demonstrat la pacienții care au primit doza începând cu 8 săptămâni. Dacă o persoană trebuie să vină pentru a doua doză pe 10 iunie și aceasta nu are posibilitate, câte zile are la timp pentru a veni să-și administreze a doua doză?
Deci el are timp nelimitat, cum s-ar zice, dar să nu fie 6 luni de zile, să nu fie o lună, două luni. Cunosc experiența altor țări, cum este Canada. Ei și-au pus ca scop să vaccineze absolut toate persoanele cu prima doză, iar a doua doză să vaccineze atunci când vor avea doze suficiente. Deci intervalul minim de administrare Pfizer este 28 de zile. Acest certificat de vaccinare care dumneavoastră a primit după a doua doză va intra în vigoare și va fi valabil la 14 zile. Deci dumneavoastră după 14 zile puteți prezenta la frontieră acest certificat de vaccinare. În caz contrar veți intra în carantină. Este demonstrat că doar după 14 zile după a doua doză dumneavoastră sunteți suficient de imuni pentru COVID-19. Cunosc că guvernul și toate structurile centrale duc eforturi mari pentru a face ca acest certificat să fie eligibil și la nivel internațional. Totuși, o decizie unică nici la nivel european încă nu avem. S-a discutat de introducerea acestui certificat de imunizare, pașaport de imunizare verde de la 1 iulie în Uniunea Europeană. Așteptăm, vedem care vor fi deciziile și atât internaționale, dar și locale. Dar se cunosc că se duc tratative pentru a legaliza acest certificat și la nivel european, pentru a recunoaște acest certificat la nivel european. În contextul dat, vă rog să ne precizați ce riscă persoanele care se vaccinează cu a doua doză aici în țară, în aceste votare, ce fel de certificat primesc și dacă este valid sau nu. Aveți în vedere cele persoane care s-au vaccinat cu prima doză în altă țară? Și dacă din vari motive nu pot merge la a doua doză în aceeași țară în care s-au vaccinat și dacă ar putea să se vaccineze aici, în țara noastră. Răspunsul, da, din punct de vedere medical, eu aș susține ca persoana să se protejeze și să primească această a doua doză, doar sunt careva riscuri. Unul din riscuri este numărul limitat de vaccinuri, unui tip de vaccin. Și aici aș recomanda să mergeți și să vă informați dacă este în stoc acest vaccin, să vă programați pentru acest vaccin. Al doilea risc este că dumneavoastră veți primi un certificat incomplet. Deci veți primi doar certificatul care reflectă acea doză pe care ați primit-o astăzi. El nici de cum nu este interconectat cu acel certificat din altă țară. Și la mână veți primi două certificate. Unul pentru prima doză într-o țară anume și al doilea certificat pentru țara Republica Moldova. Și al treilea risc este dacă vor fi recunoscute aceste documente la frontiere sau în țara în care dumneavoastră doriți să plecați. De aici, da, din punct de vedere medical, dumneavoastră puteți să vă vaccinați și noi salutăm să fie persoanele vaccinate complet, cu cât numărul mai este mai mare, cu atât mai bine pentru toți, doar că sunt riscuri. Da, autoritățile de sănătate sunt la legătură cu Poliția de Frontieră permanent. După cum cunoașteți, Poliția de Frontieră are un sistem informațional în care sunt înregistrate persoanele care traversează frontiera și acest număr este cunoscut. Sunt aproximativ 50.000 de persoane care au fost vaccinate în afara țării. Și deci sunt din mai multe regiuni, nu doar dintr-o singură țară sau regiuni. Vă mulțumim frumos pentru participare, vă îndemnăm să ne ajutați să informăm corect populația pentru a merge la vaccinare. O zi frumoasă!